A trecut ceva timp de când nu v-am mai dat detalii de pe șantier. Nu v-am dat detalii pentru că, așa cum știți, cei care ați mai construit, de bază e temelia. Aceasta trebuie foarte bine realizată și iată că am reușit să o turnăm. De săptămâna viitoare vom începe să zidim și chiar să vedem ceea ce facem. Aici vor fi două camere, două dormitoare, o bucătărie și o baie pentru părinții cu copii din alte localități care fac recuperare la noi și care, în general, au copii mai grei și nu pot fi urcați la etaj. Aici este bucuria noastră, centru de recuperare cu salele de terapie. N-aș putea să vă zic decât dacă mă uit pe hârtie câți metri va avea, dar știu că va avea tot ce este nevoie, adică sală de kinetoterapie, salon de masaj, toalete, vestiare și musai, musai și neapărat ceea ce ne doream cu toții, o mică piscină în care copiii să poată face hidroterapie. Nu, evident că vom avea și parcare și vizualizez deja în colț opus un loc de joacă, un spațiu special pentru a face locul de joacă copiilor. Cu Doamne ajută, zic eu, să încercăm să zidim primul centru de recuperare realizat de un ONG în Bucovina, de la Iarbă Verde.